Să ne spuneți câteva cuvinte despre standul Ipso Agricultură la Agromalim. După cum știți, prezența noastră aici a devenit deja o tradiție. Suntem de 10 ani de zile în permanență, an de an. Ne găsim în același loc. Avem anul acesta, am adus utilaje din cele trei serii de tractoare, 5, 6, 7 și 8, deci 4 tractoare. Am adus cu un încărcător frontal, utilaje pentru prelucrarea solului, pentru administrare de îngrășăminte și tratamente. De la firma Manitou am adus un nou model de încărcător și de asemenea am adus combina W650, modelul anului 2017, cea care a fost lansată anul acesta. Știu că vânzările, mai ales în domeniul mașinilor agricole, anul acesta au atins poate chiar un record în țara noastră. Cum a fost pentru compania dumneavoastră? Nu putem să ne plângem. Am avut posibilitatea să avem clienți care au fost fericiți, că au găsit materialele care le doreau, în cantitatea care o doreau și relativ în perioada care au dorit-o. În orice caz, au putut intra la recoltat cu utilajele care și le-au dorit. Ca vânzări, păi și pentru noi a fost un an destul de bun. Pentru că dacă fermierul este fericit, dacă el obține producție, cu siguranță va cumpăra și utilaje. Căutați oameni. Asta înseamnă că vă extindeți? Întotdeauna ne vom extinde. Dacă vă aduceți aminte, acum 21 de ani erau 10 visători care visau să fundeze o echipă care să vândă utilajele John Deere. În 2004, domnul Arnaud Van Strien a plecat cu o echipă formată din 18 persoane. În 2007 am fost al 48-lea angajat. Am depășit 412, 418 acum. Însă nu se poate vinde un utilaj dacă nu-i asigură o servisare în spate. Pentru aceasta ai nevoie de oameni. Anul acesta am decis să ne alăturăm și noi programului de formare dual. Sponsorizăm și noi niște tineri care să-și continue studiile, să devină mecanici. Pentru că formarea lor va dura 3 ani, încercăm să căutăm. De 3 zile am pus la dispoziția celor care doresc o cutie cu oferte de locuri de muncă. Din păcate, nu am primit niciun răspuns, niciun CV. Se pare că nimeni nu este interesat. Toți cei care știau să conducă o combină, care știau să repare un tractor, cred că nu mai există cineva care să-și dorească să muncească. Aș vrea totuși să încheiem într-o notă mai optimistă. Cum vedeți următoarele luni și chiar 2018? Îl vedem de o culoare foarte frumoasă. V-am obișnuit cu noile combine axiale seria S600, care din 2012 au făcut un renume în arta recoltatului. Anul acesta vom încerca să trecem puțin mai departe. Vom încerca să prezentăm noua combină S700. Este noul model, modelul anului viitor. Ea va fi lansată la Agritehnica în noiembrie, deci plăcerea va fi de partea noastră să o lansăm întâi noi în România în octombrie, în județul Călăraș. Vom avea lansarea împreună cu publicul, cu clienții noștri fideli, care sperăm să fie alături de noi, să putem lansa, astfel încât, odată ajungi la Hanovra, să putem spune că fermierul român deja este înaintea fermierului german.